Nu prea ai nevoie de skill să joci pe ea, dar ai nevoie de inteligență și răbdare. Mai ales răbdare, mai ales răbdare, că inteligență mai avem. Bă, frate, m-au blocat ăștia aici, uite, mamă, ce pinguin retardat. Nu, nu pot să pierd din cauza unui pinguin. Bă, băieți, chiar nu pot. Nu, nu, băi, și cât mai era, fuck off. Bă, așa fain e mapa asta, așa simpatică pare a fi. Până când începe buburuza aia roșii, să turbezi și faci și intră în fiecare în parte. În fiecare în parte, intră fix în tine, intră fix în tu, uite, uite. Deci fiți antenă, eu fac pariu că o să vină buburuza aia turbată fix pe mine. Nici n-am apucat să termin, bă, bă. În episodul de astăzi vom da la rulet în speranță de a lua noua mitică, adică emoji-ul. Așa că hai și noi cu 100 de like-uri și hai să vedem dacă reușim să luăm din emoji wheel noua mitică. Apăsați butonul ăla de like, bă, băieți. Boom! Bă, băieți, suntem aici. Dăm în forță de 10 ori ca să luăm noua mitică și o luăm din prima. Din prima data viitoare. Ia să vedeți acum mare schemă cum o luăm. Bă, fac pariu că o iau. Deci n-ai cum. Fiți antenă, deci acum a treia oară e cu noroc, mereu a treia oară e cu noroc. Numărul 3 e genial, cel mai bun număr. Mi-a dat o găină, trebuie să-l familia, o găină rotisată. Uite și legendara e frumoasă, ok. Dar hai și noi cu butonul ăla de leacă, apăsați butonul ăla de leacă, m-ar ajuta enorm de mult. Dacă mai vreți episoade de genul. Hai și noi cu mitica, hai bă băieți cu mitica. Hai, luăm și noi mitica, ce credeți? Lăsați acolo în comentarii, credeți că luăm mitica episodul ăsta? Ok, nu prea avem noroc, hai, hai cu mitica, mitica, mitica. Îmi dă iarăși găina asta dată la rotisor, what the fuck? Găină, cocoș, găină, găină, că-i găină. Mamă, și iar vrăjitorul ăsta, cred că o să mă țin tot episodul doar pe găină și vrăjitor. Asta cred eu. După cum am spus, o să mă țin tot episodul pe vrăjitor și găină. Și pe extraterestru mai nou. Maică sfântă! Nu prea îmi place ceea ce văd. Nu, nu prea e fain. Ok, hai mai încercăm. Nu pot, bă, nu te cred. Credeam că am mai mulți bani. Nu luați seacă, bă, băieți. Mai pot da de 7 ori. Hai mai dăm de 7 ori și vedem care e faza. Dar trebuie să o luăm. Legendara? Am luat legendara. Acum mai avem nevoie de mitică. Și de cealaltă legendara mai avem nevoie. Dar eu vreau mitica. Eu de mitică am nevoie. Cum vi se pare mitica asta emoji, spuneți-mi și mie, o să repeste ea și nici n-am avut timp să procesez, bă, băieți, bă. Hai, bă, 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 și aveam doza aia în mine de uai, trăiți, arfa mea, iau-o, 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 da. Maoleu, hai, hai, hai. Asta e o glumă. Da, e o glumă proastă, rău, nu e glumă de aia amuzantă, nu e bună. Și cred că asta a fost ultima dată. Fuck off, nu! Și nu mai pot da, dar în schimb pot da aici. Dăm aici. Nu te cred, n-am luat, bă, noua mitică, bă, băieți. No. Nici de aici n-am luat nimic. Serios? Serios? La modul cel mai serios. Mai dăm aici. Dăm de 3 ori la Mr. Beast. Poate avem șanse să luăm ceva, dar nu știu. Uite, măcar Mr. Beast mitica. Nu pinguinul ăsta trăiește la familia de stă. De zici că are ghiozdan în loc de cocoașă. Îmi dă și maimuța, bineînțeles, că pinguin, maimuță sunt cam același loc. Și iarăși pinguin. Man. Nu, eu zic să nu mai faceți glume de astea. Și hai mai dăm și aici să vedem. Poate avem șanse să luăm ceva. Tot de 3 ori, hai dăm de 3 ori să vedem. Poate luăm și noi ceva. Măcar o specială să luăm episodul ăsta. Hai, măcar, măcar atât. Măcar o specială. Hai, a treia oară cu noroc, a treia oară cu noroc. Hai cu norocul, hai. Hai cu norocul, credeți că avem noroc să luăm? Și norocul era pe aproape. Hai că mai dăm o dată să vedem, poate avem și noi vreo șansă. Băi, nu mă las, trebuie să luăm specială. Episodul ăsta, bă, măcar o specială să luăm și noi. Măcar o specială, legendară măcar, epică.
Serios. Ok, hai că începem în forță aici cu o mapă care nu prea ai nevoie de skill să joci pe ea, dar ai nevoie de inteligență și răbdare. Mai ales răbdare, mai ales răbdare, că inteligență mai avem. Bă, frate, m-au blocat ăștia aici, uite, mamă, ce pinguin retardat. Nu te cred. Bă, băieți, am pierdut din cauza unui pinguin. Voi înțelegeți că am pierdut din cauza unui pinguin? Serios acum? Bă, frate, what the fuck? Nu pot să cred. La modul cel mai serios, chiar nu pot să cred. Hai că nu, n-ai cum. Nu pot să pierd din cauza unui pinguin. Bă, băieți, chiar nu pot. Nu! Nu! Băi, și cât mai era? Fuck off! Măcar de data asta poate nu mi se întâmplă ca data trecută să mă blochezi un pinguin. Bă, frate, băi, în halul ăsta am ajuns, bă, să pierd din cauza unui pinguin. Acolo era să mă arunci puțin caramelul ăla, vreți să vă mint? Deci caramelul ăla era pregătit să mă împing, parcă știa că vreau să fac ceva acolo, că vreau să câștig și eu meciul. Hai că de data asta l-am câștigat lejer. Așa să fie fiecare meci, m-am dus și pe după mapă. Botbeșul ăla blană, care este mapa voastră favorită? Deci, cred că mapele mele favorite e Laser Tracer, după care cred că e Botbeșul. Bă, așa fain e mapa asta, așa simpatică pare a fi. Până când începe buburuza aia roșii, să turbezi și faci și intră în fiecare în parte. În fiecare în parte, intră fix în tine, intră fix în tu, uite, uite. Deci fiți antenă, eu fac pariu că o să vină buburuza aia turbată fix pe mine. Nici n-am apucat să termin, bă. Cred că episodul de astăzi n-avem nicio șansă să câștigăm vreo meci, așa-i? Așa-i, cred că nu-i episodul nostru de a câștiga meciuri. Ceva îmi spune că atât a fost. Numai să sperăm și să visăm. Asta e singura chestie. Și mâine la fel și pămâine la fel. Că doar așa se întâmplă cu Stumble Guys. Nu e așa, bă, băieți, așa e. Hai că măcar eu am emote-ul ăsta și mă fac biluță și mă duc. Haide, haide, brotonelul biluță. Vreți și voi un brotonel biluță, bă, băieți? Că nu-i bine. Și ăla am dădea body block. Pe acolo nu pot sări, bineînțeles. De asta eu am emote. No! Nu mi-a luat Mr. Beast înainte de trecerea, familia. Bă, Mr. Beast, trocarici. Stai încet, ho, pâr. Aia zic, hai măcar am ajuns primul. E? Schemă. 3, 2, 1, do it. Hai cu Hot Wheels-ul. Nu-mi place deloc mapa asta. Adică, bă, văd că am început să o bage foarte des, dar... Bă, parcă aș fi vrut și eu ceva mai competitiv, ceva să simt că, băi... Să am un motiv să sparg și o tastatura, știți ce zic? Adică să simt, bă, uite, mă joc Stumble Guys, bă, băieți, mi-am spart tastatura. Bine, nici chiar, nu, deci asta, persoanele ce sparg tastatura, bă, nu sunt persoane serioase, bă, nu-mi plac persoanele ce sparg chestii. Așa că nu vă spargeți nici voi chestii, dar aș fi vrut o mapă, mai ok, mamă, ce viteză are nebunul ăla, băi. Eu cred că am pierdut! Nu, cred că episodul ăsta chiar nu am noroc deloc. Ceva îmi spune că n-am absolut deloc noroc. Mă mai dau și bloc băieții. Sau am noroc? Mă calific? Cred că mă calific. Ia fiți antenă. E bine, ne-am calificat. Locul 2 chiar. Așa să fie de acum încolo. Locul 1 chiar. Do it! Hai cu inu! Nu-mi place mapa asta deloc. Bă, am început și prost. Nu pot să cred. Serios? Și ca minge, bă? Și ca minge nu mă descurc? Cum? Nu-mi place mapa asta, că aș fi vrut ceva pentru care să-mi folosesc skill-urile mai mult, să văd, bă. E ok, dar uite, Mr. Beast-ul ăsta s-a dus înainte, ne-a luat înainte rău de tot. Nu, Mr. Beast, hai, dă fail, aia zic, bravo, Mr. Beast, mai fa asta încă o dată. Și cine a luat win-ul, bă, băiți? Cine a luat win-ul? Protonelul vostru, aia zic, așa să fie de acum, v-am zis, numai locul 1. Hai. Hai că trebuie să luăm încă un win, tot locul 1 trebuie să luăm, de fiecare dată doar locul 1. Locul 1, oare cine e? Chiar botul nebunul? Haide! Dacă n-aș da bilă în chestia aia, dacă nu m-aș ciocni în chestia aia, ar fi bine în ciocnelul ăla. Și dacă n-ar da bilă în mine, bineînțeles. Dar, ce, putem uita că creatorii jocului au ceva cu mine? Am uitat că creatorii jocului chiar au ceva cu mine.
Bă, frate, hai, lasă-mă să trec, lasă-mă să câștig, uite că intră toată lumea, eu nu mai intru, nu mai intru. Ce credeți că nu o să mai intru? Ia că am intrat. Hai, cu vinul și pe mapa asta. Haide, da, poate, cine știe. Dacă aș fi chiar primul, dar am dat fel și acum... Hai să ne rugăm să mă mai calific acum. Cum ar fi să nu mă mai calific deloc, eh? De ce? Credeți că e imposibil să nu mă mai calific? Ia fiți întâlnit ce vedeți, am prins. Dar bine, cred că dacă stau să-i număr, deja sunt 8 în fața mea. Ceea ce, sincer, puțin emotional damage îmi iau. Hai că am dat mare schema aici. E bine, e bine. Dăm și aici o mica mare schemă. Am trecut prin... Cum? Nu știu, nu mă întrebați, vă rog frumos că o să plâng dacă mă întrebați așa ceva. N-ai cum, n-ai cum. Bă, băi, țineți așa că vreau și eu, țineți așa. Țineți așa, da? Da, bine, am și eu loc, vă rog. Aia zic. Iar mapa asta de finală, asta e mapa de finală? Hai bă, băieți, nu, e faină și în finală mapa asta, dar sincer, după cum v-am spus, bar fi mers ceva mai competitiv, mă. E faină și asta merge, dar nu sunt așa mare fan chestia asta. Ia s-a dus a meu, aia zic. Da, nu mă pot urca pe acolo. Și poate măcar aici, hai. Și am mai luat un win, bă, băieți, aia zic, hai că merge bine. Merge bine, de acum așa să fim mereu numai pe ecrane, pe marele ecrane. Bă, nu e rău. Dar cam atât cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, iar ne vedem în episodul următor, așa că vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine, cât și persoanelor ce lasă comentarii și mă ajută și sunt alături de mine și apăsați butonul de like, mai ales cei care apăsați butonul de like înseamnă foarte, foarte mult, așa că ciao, bye, bye, ne vedem data viitoare, pa!